Nu, nu rău, băiați, ăștia nici... Ce faceți voi, că nu v-am mai făcut că de ăștia de mult clip de ăsta. Nici mă, ăștia cu trăgătorii pe nas, care aveți aici de tras pe nas, una, două, vă lecuiesc aici, adică Nicu Cagi zici că, uite ce zici că e pulbere de cocaină, gleitul ăsta, adică cocaină pură, puteți trage pe nas de să vă rupe și nu mai dați atâta mari de bani pe treburi de astea, mă înțelegeți? Că ea de aici, anumită, vin când șlefuiesc și așa, nu mai am de făcut curat, după ce am șlefuit, veniți așa cu paiul și trageți fiecare. Puneți numai paiul și ați tras după mine, nu rămâne curat, să scap și eu de un lucru. Băi, oameni, credem și glumim, dai bai. Îi la putere un interlop pe nume Liviu Dragnea, care are niște excroși în jurul lui, care năpădesc România, mă, oameni buni. Și nu facem niciunul nimica. Râdem unul de altul, ne injectăm unul pe altul, vorbim urât unul de altul, care cum, că așa, că așa, că așa, dar nu ne uităm niciodată la noi, că fiecare suntem cu defecte. Și ne să ne mai apere, că avem un președinte, azi e acolo, azi e aici, nu știu de el. Că ar face, că n-ar face, că n-are susținere. Când ți-au ales 6 milioane de oameni, e mai mult ca 3 milioane, domnule Iohannis. Auzi că domnule Iohannis, că tu nu meriți să spun domnule trogloditule. Și zicești tu, bă, când ești un bărbaș, un președinte, dai cu pumnul în masă, adună poporul lângă tine și vezi că ai susținere. Mă înțelegi? Dar tu nu vrei să ai. Pe tine te dore undeva la, de noi. Că să treacă mandatul la final de mandat, mai lasă de două ori și mai prostiți, nu mai iasă în mandat. Bă, PSD-ul ăsta o nenoroșit România, noi, de atâția ani la guvernare, cu Băsescu, cu din PNL. Nu-i bun nici și avem noi în momentul de față, nu-i nimic bun. Din cât să sunt parlament, nu știu dacă sunt trei oameni care să zici că sunt curați. Tăți cu dosare, tăți spuneți-mi voi, oameni buni, explicați-mi, poate eu ce eu mai bătut în cap. În ce țară umblă, vezi tu, ministri corupți, mă, din Uniunea Europeană, ne ținem că suntem frați. Păi eu mă fut în ea Uniune să mă ierte Dumnezeu, dar pe ce frați suntem când la noi e salarul minimul de 300 și la ăștia sare de 1000? Păi ce Uniune mai ne trebuie? Mă refer în euro. Păi asta mai e Uniune? Păi spuneți-mi voi unde e dreptatea și Uniunea. Băi, în Norvegia, în alte țări, uite ăștia ni tămăr cu metrou. Politicienii a noștri le trebuie escortă, limuzine, zici că ei cineva mă și nu fac nimica pentru țară. Ați mărit pensiile? Ce pula pensii ați mărit? Că sunt o grămadă de bătrâni care n-au bani de medicamente, mă, gunoilor ce sunteți. Ați venit voi la putere, mă, Dragnea, mustăciosul dracului, și ești mă lovit, ar trebui să te lovească. Ascultă aici și spun eu, faci tu cu mafie și faci, dar râzi tu de ăștia și ies în stradă, 50, 60 și 100 de mii de oameni. Dar vezi că mai ies o tură. Nu uita și spun Dragnea, că mai este o tură care nu reiese cu pancardie. S-o reiese vreo 100 de mii și o avea în mână altceva. Nu avea pancardie. Pancardiile alea sunt înlocuit cu botie, cu secur, cu par. Nu vrea nimeni o revoluție. Poporul român e un popor pașnic. Nu vrea o revoluție, nu vrea război, nu vrea să moară oameni. Dar ne omorâți voi, mă. Ne dați foc, că au trecut 2 ani de la colectiv. Dați focuri, faceți numai să câștigați campanii. Hoților. Și vă spun, Iohannis, ai grijă, tu ai grijă că tu cazi, că ăștia te sapă, spun eu, PSD-ul, că ăștia au putere. Și mai te țipă și poporul, că nu faci nimic, mă, nu m-a umblit trecheri de gheu. Dragnea mustăciosule, tu umbli cu interlopi, futu-te în gură să te fut cu petări cu pe interlopii tăi, mă. Auzi, gunoiule, hai ca să ne întâlnim să vorbim la o masă, bărbat de la bărbat, așa față în față. Și spune-mi ce ai făcut tu de când ești la guvernare. Și ați făcut voi și PSD-ul trag în inima voastră să trag. Că nu vă disperați. Ce ați făcut? Vă bate joc. Băi, pleacă om, măi, om cu om, măi, mâinii sunt țâților. Din cauza voastră își iau românii lumea în cap, mă. Dacă ne-am întors și noi diaspora acasă, ce ne-ați dat de lucru, mă, la tăți, mă? Noi mizerabilor, voi ați crescut economia și țara e în datorii, înglodată, ce crește economia, mă? Cotizați la Uniunea Europeană să luați fonduri cu împrumut? Ce faceți, mă, voi, mă? Bă, plătesc curentul la străini, în țara mea, resursele naturale, să ajungi să le plătești la străini, gazele să le plătești la străini, apa pe care o bei, care vine din izvoare, din țara ta, trebuie plătită tot la străini. Ați vândut țara bucată cu bucată, mă.
Nu m-ați gândit la poporul român. Ați vândut țara aia bucată cu bucată. Eu dacă m-aș întoarce mă acasă și vin cu o sumă să zic, sau nu eu, să zic un om care are, poate să zic că după aia ziceți că zic eu că am sau nu știu ce. Dacă un tânăr vine cu 30.000 de euro, lucră câțiva ani, strânge banii ăștia, că noi strângem într-un an. Vine și cu 30.000 de euro și investește în România, ce garanție îi dai? Îți spun eu care e garanția, că își pierde munca de câțiva ani de străinătate. Țara aia nu are o garanție, nu are o economie, nu are nimic cum au alte țări, să dai o garanție, să aduceți investitori, să ajutați poporul român să investească, oameni cu voință, să ajutați, să-și facă firme, să-și facă... Nu, mă, voi sunteți numai pe șmanglici și să vindeți țara la străini. Tot vindeți, mă. Păi noi nu suntem în stare, mă, să facem o fabrică de mașini. Toate fabricile și-au fost cu Ceaușescu s-au demolat. Toate le-ați vândut, mă. Și voi construiți mall-uri, farmacii, asta vreți să vedeți. Să spălați ochii cu tot felul la român. Mall-uri, farmacii, cazinouri, astea vreți. Am fost în București, când am fost în București, așa era. Bancă, farmacie și sale de jocuri. Bancă, farmacie, sale de jocuri. Astea erau una lângă alta. Băi, nu astea trebuie create, trebuie create fabrici, trebuie create industrie, să se facă industria lemnului, industrie cu metal, nu să vindeți lemnile, m-ați vândut toată pădurea, noi nu știm să facem mobilă, să vindem noi la export, nu să ne ia altul lemn, să facă el mobilă, să o vândă cu 1000 de euro, vă știți cât e o mobilă într-o țară străină să ai, făcută din lemnul românesc. Noi suntem incapabili, bă, noi românii suntem mai frumoși ca toate țările, suntem mai muncitori ca ei, suntem mai gospodari. Dar totdeauna am avut necazul cu voi, mă, cu conducerea țării. Dar vă spun eu, Lucian Luca, țineți minte numele ăsta și ce vă zice vouă la toată conducerea. Și când românii șerbe apa și șerbe nervul și sângele în ei și șerbe, vor opări, vor arde de zi, sunteți 500, noi suntem milioane și dacă ne întoarcem acasă și punem mâna pe voi, mă, ați îmbătat țara asta, tot tineretul, mă, să se ducă, mă. Tot tineretul să pleacă în străinătate, să plece în străinătate, mă, să se ducă, mă, tot tineretul să nu știe că termină o școală, să aibă un loc de muncă, mă. Băgați oamenii, țineți tăți puturoși pe sociale, mă, dar puneți-i la lucru pe trântor, mă, ce sociale, mă, toate ciorile infecte au sociale, au ajutor social, păi pe la ce le trebuie lor ajutor social? Să lucre poporul, să duceți țara în jos cu socialele, mă, gunoilor ce sunteți. Vă măriți salariile una într-una grupă, vă trebuie pensii speciale, dați legi în favoarea voastră, voi aveți drepturi, mă, eu dacă fur o găină, eu mi-au 5 ani, dar alții care fură mii de euro, milioane de euro, nimica, ei au drepturi speciale, păi până când futu-vă în gură să vă fugeze vă lor, păi că vine vremea aia. Nu-i mult și explodează românii, vă spun eu la tăți din Parlament și la ala de sus, ai grijă și tu, trântore de Iohannis. Dragnea, tu nu scapi și pe tine te linșează poporul, spun eu. Doamne ajută, Doamne, să trăiesc clipurile astea. Când văd că înșepeți pe primul avion vin, pe primul avion și găsesc primul care mă duce acasă și dacă dau 5.000 pe un bilet, dar vin. Da.